aici, bine ați revenit la un nou clip alături de Freeze Gang, aici Aliat, alături de Ghițele și de Cim. Iar astăzi vreau să filmăm un vlog care, deci am vrut de foarte multe ori să fac un vlog de genul ăsta pe canalul meu, în care cine mă cunoaște mai bine, ori Niț, ori Cip, să vedem cine mă cunoaște pe mine mai bine. Am o serie de 11 sau de 12 sau de 13 întrebări, nu mai țin minte, iar astăzi o să vreau să le adresez. Vă dați seama că gen, n-o să, o să se bată între ei, să zic așa, de între ghilimele, cine să răspundă prima, așa că am un pic în mână, un creion, un ceva, o carioca, o să o țin în mână și cine ia primul carioca, acela va răspunde primul. Și în început acest clip, v-aș vrea să mulțumim listat să bucem la aici și butem să mă ajută super, super mult să vă abonați și la mine. Acest clip 80 de like-uri, 90, să vă abonați și la Niț, că foarte important. Abonați-vă și la Freeze Gang. Să vă abonați și la Freeze Gang, că în curând o să scoatem o piesă și acum mai să începem, zic. Bun. Aha. O să fie întrebări destul de dificile, adică nu care e culoarea mea preferată, acasă e cea mai simplă, da. Și... Na. Bun. Hai, să începem, zic. Deci, eu nu o să țin foarte tare în mână, deci cine o ia, e și fidiu. Da, ok, bine. 3, 2, 1, și... La câți ani mi-am spart prima dată capul? 5. Perfect. Ok, o să scriu aici... O să scriu aici punctajele lor și... L-ai editat? Da, l-ai editat. Bun, stai să mă mai gândesc la o întrebare. Am fost... Deci, fiți pe fază. Okay. Am fost vreodată cu ambulanța? Nu. Perfect. Nu. Ai spus-o și în vloguri. Da! În vlogul am fost vreodată cu ambulanța, va apărea în descriere link-ul. Corect, da. Am făcut un Q&A cu verișoara mea și m-a întrebat dacă am fost vreodată cu ambulanța, dar nu am fost pentru că mama mea e medic și nu am nevoie de ambulanță, așa că băieți, dacă vreți să mă bateți, n-am nevoie de ambulanță. Hai, 3, 2, 1 și câte camere are casa mea? 8. Perfect. Cu tot cu cele două băi și cu tot cu bucătărie. Da. Aia se pun, nu? Da, logic că se pun, că sunt cele camere. Cu tot cu living-ul și cu toate astea. Bun. Fiți pe față. Deci 2, 1. Da. Ok. Astăzi mi-ați văzut căștile care le-am primit, da? Le-am văzut. Cât e 2, 1, nu? Da. Ok. Le-ați văzut căștile, da? Bun. Ce model, v-am spus asta și ați văzut și pe cutie, ce model de căști sunt? Păi sunt HyperX. Da. Păi știu că sunt HyperX, adică nu știu că se citesc. Da. Păi acum de la astea, Cloud? Cloud? Da. Da. Ce model, că sunt mai multe. E de la 1 la 9. 1. La 2. Nu pot să cred. Stai că verific. Ce faci, bă, Mati? Dăm că verifici? Da. Pe Cloud 1, că seamănă. Nu pot să cred așa ceva. 3, 1, dă-te în pui mei. Nu mai pot așa ceva. Și să știți, fără supărare, adică dacă noi facem for fun, ceva da, la for distracție. Fun, efectiv, gen distracție. Adică amândoi mă cunosc la fel de bine și stați fel. Exact. Bun. Adică poate odată unul nu-și amintește. Exact, hai să continuăm. Bun. Aici, băi, deci aici, nu știu cine știe, da. Okay. Sunt întrebări grele. Să înțeleg că e ceva foarte greu. E 3-1, da? Da. Câte skin-uri am pe Fortnite? Mai spus. 49. Am 51, că mi-am cumpărat Party Trooper și Skull Trooper. Ah. Okay. E for fun, băieți, deci stai, nu e ceva gen, deci noi suntem la fel de bun prieten, da, e 3-1. Am 51 și poți să le numeri dacă vrei, gen. Ok, bun. Hai să mă gândesc, să mă gândesc. Ceva greu, ușor. Asta nu știu dacă, gen, na, hai că vă întreb, pe ce dată m-am apucat de vlog? Vrei, îl luai tu? Ok. În ianuarie, știu sigur, și că în 2020, o trecut de așa. Acum eu am în minte două dăți, dar nu știu sigur care e. Hai zic că e 5 ianuarie. Perfect. Serios? Și poți să te și la primul meu vlog, care a ieșit foarte cringe, băiți. Deci dacă vreți să-i dați dislike, n-am nicio problemă. Chiar n-am. Cât? Cât e? 4-1? Da. For fun, am mai zis odată. Adică la distracție. Ok. Stai, vreau să pun una
Ușoară? Sper că e ușoară. Asta e foarte ușoară, gen e easy. Care e culoarea mea preferată? Verde. Corect. 4 la 2. Asta era... Asta știu dacă mă întreb ce-n somn. Asta era ușoară. Bun. Adică la toți culoarea preferată e verde. Care e pasiunea mea preferată, în afară de vlogging, gen, că mai am una? Fornetul? Da, și mai e una, le zile pe amândouă dacă vrei simt. Ai jumate de punct pentru asta. Deci dacă greșesc, mi se pune jumate. Da, dacă greșești, acum la a doua ți se pune oarecum jumate. Deci acum ai jumate de punct. Pe pasiu? Să te joci. Nu, e Lego. Adică îmi plăcea să... Da. Bun, ai 4,50. Da. Și Rareș are și pare 2. Ce? Bun. Hai să vedem. Stai. De la ce firme scaunul meu de gaming? Genesis. Bă, nu pot să cred. Bă, ești nebun! Nici nu ți-am zis! Bă, nu i-am ceva, că te-ai uitat la scaunul meu. Și cred... Bă, nu i-am. Bine, acum e la distracție. Nu vă gândiți că dacă am luat 50... Și ce, să zicem, un punct ceva, nu ne mai amintim ceva, adică... Da, gen, na, e pur fan, na, ne mișcăm, că gen, na, trebuie să fim atenți și cu chestia asta. Exact. Bun. Hai, pune ceva greu, stai să mă gândesc. Oleu. Bă, nu știu, sincer, adică sunt foarte multe variante de întrebări și de... Până acum câte întrebări avem? Cred că 7. Da. De câți ani mă cunosc cu amândoi? Păi, 6 ani. Nu chiar 6 ani, pentru că... Bine că... Când terminăm clasa 5 se fac 6 ani. Da. Ne cunoaștem de 5 ani și foarte puțin. Ok, aici să nu se pune punctul ăsta. Păi nu se pune. Ok. Că totuși, se împlinesc 5 ani când intrăm în clasa 6. Totuși eu și mă gândeam la asta. Da. Bun. Cum o cheamă pe câinele meu? Ia-l dacă vrei. Că eu. Bruno. Bravo, bă! Dar nu, că acum nu ne-am mintit sau ceva, da. Dar știu foarte bine cum o cheamă, că o sări pe mine toată ziua. Nici nu știu cât e. 6... 6:50 la 3 pentru da, la 3. Da, e la are 3. Sperăm să nu greșim. Sperăm să nu greșim. Deci e 6:50 la 3, da? Bun. Da. Cum o cheamă pe puiul lui pisica mea? Pufulet. Bravo, mă, bravo. Ți-am zis că știu foarte bine că ți-am zis cât 6:50 la 4, da? Adică mă ajunge și tipul. Dar la Rona m-am blocat, pe bune, știam, dar m-am blocat. Da, știu că... Deci știi un răspuns foarte, foarte bine și te blochez. Da, știu, e nasol. Da. Bun. Deci, haideți să mai punem două întrebări, ce ziceți. Ok, hai. Ok. Deci ești 6:54? Da. Bun. Hai să facem 15 întrebări, deci să mai punem 4 întrebări. Bine. Ok. Fac întrebări. Câte vizualizări are piesa noastră, Rebetelu, pe canalul meu de YouTube? Da, aproximativ, nu? Da, s-o aproximez la sute. Știu. Gen 100, 200, 300. 700? Da, care are 674. Și se aproximează. Da, se aproximează la 700. Dar tu știi fix, deci fix... Are 705, 710. Da. Bine, că mă uit și eu pe canalul meu. 750 la 4. Da. Foarte fun. Bun. Uliment. Deci, efectiv, nu mai știu ce să mai zic. Gata. Câte vloguri am pe canalul meu? 70. Știu eu. Poți să-l iau? Adică deci stați. Vă dau un indiciu. Sunt mai mult de 150. 170? Nu. 180. A.
Bă, nu se pune punct, nu? Păi nu, că hai să înlocuim întrebarea asta, adică... Păi 7-50... Hai, mai punem două întrebări, da? Da, două. Trei, ca să... Ei, două. Bine. Hai, asta am pus-o, Gina, a fost o întrebare. Care e mâncarea mea preferată? Chinezească. Eram sigur că azi am mâncat chinezească. Eram... Ce bă? Oh my god, poți să cred așa ceva. Bă, ești bun, mă, ești bun. Ești bun, dar și Chip e la fel ca mine. Bun, cât? 7 sau cât? 8.50 la 5. Ok. Sper să nu greșim. 8.50 la 5. Ok, vedem la editare, oricum. Încă una. Zi. Ce telefon am? iPhone 11. Bravo, mă, bravo, bravo, bravo! Dar nu știe asta, adică... Bravo, 8 la 6. 8.50, nu contează. Câștigătorului concursului, cine îl cunoaște mai bine pe Madidanco, este Nițcă. Subscribe Nițcă. Iar îl avem și pe Chip, care vreau să vă zic că Chip se descurcă foarte bine, gen acolo te-ai încurcat, cum îl cheamă Chip, cum o cheamă pe câinele meu. Te felicit, Chip? O cheamă pe cățeaua mea. Diferență de două puncte, nu-i dar nimic, e ok, gen, e 8 la 6, chiar e foarte bine. Toți gen, suntem prieteni buni. Toți suntem prieteni buni, eu sunt foarte bun prieten și cu Nițcă, sunt foarte bun prieten și cu Chip aici frumos și băieți, o să scoatem piesa, dar nu știu când. Zicem de ceva timp. Totuși, zicem ce fost împiedicați. Am fost împiedicați de foarte multe lucruri. Uitați-vă două vloguri. Pandemia cu astea. Uitați-vă acum două și vloguri. Și chestii, uitați-vă acum două vloguri cu Tudi și cu chestii. Pentru că voi veți da seama singuri de ce n-am scos și băieți, nu uitați, foarte important să bucim un like, share și puteți să amește super, super mult să cem. Abonați-vă la acest canal. Abonați-vă la Frizz Gang, la Mati. Să vă abonați la Frizz Gang, Mati, Danco, Nițcă, să dați un like, un subscribe la toți. Să ajungem la cel puțin 200 de abonați. Eu am fost Mati Danco, el a fost Nițcă, el a fost Chip, iar noi ne-am vedea de-a viitoare. Pa, pa, ei, eu!